Un tânăr om de afaceri din județul Botoșani a decis să intre în politică și să candideze la primăria Călăraș. Andrei Cristian Voiniciu, care are 32 de ani, este inginer, a lucrat într-una dintre cele mai mari companii din județ și a gestionat proiecte de milioane de euro. Între timp, a decis să devină antreprenor, a investit în agricultură, iar în prezent lucrează aproximativ 200 de hectare de teren. Mă cu câteva luni, a hotărât să se implice în politică, a ales Partidul Pro-România și va candida pentru funcția de primar al comunei Călăraș. Își propune să aducă un suflu nou în administrația locală și să se folosească de experiența acumulată în mediul privat pentru a realiza proiecte de investiții și pentru a dezvolta comuna Călăraș. Unul dintre tinerii care au decis să intre în politică, să candideze la primăria comunei Călăraș, ce te-a determinat, ce vrei să faci? Lipsa de infrastructură. Drumurile sunt într-o stare jalnică. În afară de drumul județean, care nu este realizat cu fondurile primăriei. Este o investiție a primăriei? Nu, absolut. Este investiția Consiliului Județean. Celelalte drumuri comunale și sătești în ce stare sunt? Este un drum comunal care face legătura între comune, între sate. Dar acest drum n-a mai fost întreținut de ani buni. Este realizat pe fonduri europene de către vechiul primar. Și nu a fost un interes pentru primăria și autoritățile locale actuale. Au fost aceste proiecte prin PNDL, nu s-au accesat bani pentru școli, pentru drumuri? Absolut, absolut deloc. Nu s-a accesat niciun ban. La școală, WC-ul care se află într-o stare jalnică, nici la ora actuală, după un an de la pornirea, să zicem, a proiectului, nu s-a finalizat. Ce ai vrea să faci tu? Cu ce intenții vii în această campanie electorală, la aceste alegeri? În primul rând, aș vrea să asfaltez toate drumurile comunale. În al doilea rând, să amenajez toate iazurile, pentru că animalele sătenilor nu au unde să se adapte. În al treilea rând, aș dori ca tinerii din comună să aibă unde să desfășoare activități recreative. Spune-ne ceva despre tine. Înțeleg că ai un business început în agricultură, lucrezi o suprafață importantă de teren. Lucrez o suprafață de 200 de hectare de teren. În paralel, avem un business legat de o exploatație forestieră și în acest sens pot să spun că am ajutat locuitorii comunei să aibă parte de lemn de foc la un preț mai accesibil față de alte localități care nu au așa ceva. În această zonă a județului știu că sunt multe terenuri cumpărate de străini. Voi încercați să țineți terenul pentru români? Încercăm să le ținem piept străinilor care vin la noi în localitate și sunt oarecum menajați să achiziționeze terenuri agricole, însă este destul de greu. Ei primesc un sprijin din partea statului străin și nu putem să spunem că chiar tot timpul putem oferi un preț egal cu al lor. Tu și ai un business, bănuiesc, câștigi mult mai bine decât ai câștigat la primărie. Cu toate astea vrei să fii primar. De ce? Da, vreau să fiu primar pentru că în primăvară m-am confruntat cu foarte multe probleme legate de administrația locală, foarte multe piedici și nu sunt singurul, sunt mai mulți fermieri. În primul rând, au reușit în acești 12 ani de zile să învrăjbească cetățenii comunii unii împotriva altora. Și în al doilea rând, nu s-au ocupat absolut deloc de infrastructură, ceea ce înseamnă drumuri, ceea ce înseamnă internet,
nu au fost făcute nicio investiție. Toți banii comunii au fost gestionați, zic așa, spre unele activități nu culturale, mai mult de bâlci. Și să spun eu spre achiziția unor utilaje care în stadiul în care se află acum nu mai pot fi folosite fără nicio șansă. Adică ar fi multă treabă de făcut în comună. Da, în primul rând amenajarea drumurilor, pentru că atunci când ai terenul agricol, ai interes să te duci cu camionul, să-ți iei recolta de pe bucată și aceste lucruri în unele zone este imposibil. Ce mesaj ai să le transmiți oamenilor din comună? Timp de 12 ani de zile, actualul primar ne-a arătat de ce este în stare. Acum le cer și eu o șansă, consătenilor mei, să le arăt ce pot face ca inginer și ca tânăr dornic de muncă.